Să mă facă, am făcut două, trei tumbe, trei nenorociri și am devenit șeful și orașului Beiuș, că îmi scria unii din Beiuș, că acolo am avut făcut batalion, și am devenit și șeful armatei și șeful orașului. După trei săptămâni se dea cheia orașului. Da, fără Caterinca. Dar ca să vezi cum au făcut așa, că eu sunt obișnuit cu cheile astea de treile care le încearcă ei și acolo... Becherile, nu. Mă, ți-am spus că acolo când au venit colegii mai povestit într-o seară, aici au căzut de vreo 20 de ani acolo, cum mâncam, aveam o masă imensă, așa că n-aveam apă. Am poze cu pijama mea care stea în picioare. De ce râzi, Doamne? Era apretată, nu? Păi cum să-ți dea? Păi îți dai seama că erau copiii care erau pe acolo, toată lumea era pedepsită și ofițerii erau pedepsiți. Și îți dai seama, am luat o cană care scria pe aia să-l ard pe la îngură, că nu pot să spun care bea din prima. Și furam roșii și alea așa și făceam salată pe masă, dacă țineai coatele alea, înseamnă că alea, că spălau vreo 200, 300 ceva, 400-500 de oameni într-un singur bol, spălau toate vasele alea și toate alea. Că era batalion disciplinar și toate alea. Eu a doua zi făceam salate, băgam pâine pe masă, ziceai că s-a acolo de 25 de ani. Înțelegi? Vă scotea la cartof să curățați cartofi pe o noapte întreagă? Ce să nu scotea, numai că noi eram ăștia cu facultate pedepsiți, eram eu, era un popă care vrusese să fugă, unul care și-a dat foc la carnetul de partid, unul care nu știu ce făcuse și... Bă, dacă vă băsteam cu damată, dar să-mi pușcă lumea și zice lumea că sunt nebun. Îți dai seama, am ajuns eu acolo, zic, de la, aveam 3 zile, de 4 zile de Los Angeles, am ajuns acolo. Beiușul ăsta e un fel de orășel frumos acum, na, că acum am nășit pe acolo, am făcut, că am rămas șeful orașului, înțelegi? I-am întrebat pe acolo, că am bașca de s-a îndăschit, când am ajuns în gara acolo, eram mai găin pe jos, mai, și întreb pe unii unde bagajele de mână, că am zis să mă duc și eu să dau ceva, până mă duc în unitate, înțelegi? Și un țăran mi-a spune, pune evrei aici după colț. Limanirea ta e dragul cu unitatea voastră, să fiți. Îți dai seama, ajungeau pe acolo câteva lăs de bere. Și ajung acolo la unitate. Zic, bună ziua, soldat, hai mă, lasă-mă cu soldatul, zic, ce-mi fac, dați-mă uniformă. Nu, mi-a dat jumătate uniformă, că nu prea a avut echipament pentru noi toți. Și m-a băgat într-un dormitor de vreo 100 ceva de persoane. Eram 9 și 6 paturi, când ne-a pus 2 în pat. Înțelegi? Stai să vezi. Dar pe mine m-a chemat cu 3 zile înainte să-i aducă pe alții. Asta mintea oamenilor de la direcția 5. Eu am ajuns acolo, hâț, m-am întins elegant în pat. Patul ăla de fier? Da, eram singur într-o cameră imensă. M-am culcat acolo, îți dai seama, Caterinca mea și râdeam. Și apare unul lăzău, că știu toată viața. Noapte. Capitan era, un bulangiu, un... pardon, zic, n-ai voie. Un fel de... zesa, un politruc dintr-o unitate militară, dacă mă vedeți acum. Un jec de om, un nimic, un gunoi. Atenție la limbaj, nu mai jigni. Secretar de partid pe unitate. Da, mă, da. Vine noaptea la mine, înțelegi? El. Alarmă, mă alarmă. Ce vrea ăsta, bă, mâncați aici? Eu singur, tot dormitul ăla, m-am scoat așa în cur, mă uitam, le zic, ce vrea ăsta, soldat? Zic, zi, mă. Zice, cine-i Planton? Eu zic că sunt eu boșa, dar Planton ăsta cine? Eu zic, Planton n-a venit. N-a venit. Dacă Planton era, că eu trebuia să mă păzesc, înțelegi? Bă, ăla îmi spune mie, păi bă, că trebuie să fii Planton. Și eu zic, bă, da, ia mă, prea urlit tu pe aici, ce-i Plantonul ăsta, mă? Păi ăla care păzește. Păi și cum vrei, bă, cretinile, eu să dorm, eu să...